Tema privilegierii este rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei. Știința a apărut, a început, de fapt, să se dezvolte și în același moment a devenit și obiect al cercetării, de fapt. Și atunci când a început să se cerceteze, în sine a apărut o astfel de direcție, știință despre știință. Revoluția tehnico-științifică din secolul 20 a condus la creșterea necesității cercetărilor științifice, care, la rândul său, a dus la creșterea numărului de cercetători, numărului de investigații științifice. Și, drept urmare, au apărut tot mai mult un volum enorm de comunicări științifice, de surse de informare științifică. Deci, acest volum enorm, iarăși, a fost necesar de a fi studiat pentru a vedea unde se află știința, unde suntem. Și deci primele studii bibliometrice au fost organizate în anii 30, în secolul 20, chiar dacă însuși termenul de bibliometrie a apărut abia în anii 60, la sfârșitul anilor 60, mai drept spus. Termenul a fost introdus de Arthur Pritchard în 1969, care a zis că bibliometria este aplicarea metodelor matematice și statistice pentru cărți și alte surse media de comunicare. Deci, nu a zis că surse de comunicare științifice, dar în general. Deci, bibliometria ține de toate sursele de comunicare, nu doar din cercetare. Ca să facem așa o... Să deschidem paranteze. Exact. Deci, după părerea lui Pritchard, bibliometria este în stare să arunce lumină asupra proceselor de comunicare scrisă și asupra naturii și mesul dezvoltării unei discipline sau întregii științe, prin numărarea și analiza diferitor fațete ale comunicării scrise. Deci, vedeți, să cum de obicei are loc cercetările bibliometrice. Se colectează datele, documentele se studiază după autori, țări, anul publicării, cuvinte cheie, reviste, titluri, instituții, abstracte și așa mai departe. După care, în baza acestor date colectate, se fac analize să se vadă unde, care sunt tendințele și unde ne mișcăm. Deci, o sursă importantă de date bibliometrice, cu acces deschis gratuit, este portalul SCIMAGO, portalul care oferă acces la date agregate pentru perioada 1996 și până în anul predecesor, anul curent. De exemplu, actualmente sunt date pentru perioada 1996-2021. Platforma utilizează date din baza de date Scopus, însă ele nu sunt date, să zicem așa, pentru fiecare publicație separată, sunt mai mult acumulate deja ca niște indicatori, niște valori pentru anumiți indicatori. Spre exemplu, nu prea se vede, deci dacă dorim să vedem, oferă această platformă, oferă date bibliometrice pentru revistele științifice, de exemplu, SCIMAGO Journal Rating, numărul indicele Hirsch pentru fiecare revistă, numărul total de documente care sunt indexate în revistele respective, câte citări sunt, numărul de citări per document și multe alți indicatori bibliometrici. Pentru o țară, deci iarăși, analiza sau datele care sunt oferite de acest portal țin de țări și cum ar fi numărul total de documente, numărul de documente care sunt citate, numărul de citări, numărul de citări, citations, deci documentele care se citează însuși... autocitări. Da, autocitări, nu se citesc exact. Citări per document și indicele Hirsch pentru aceste țări. Deci, cel mai răspândit indicator de care
care noi toți știm. Este un rol de publicație pe care de deseori se ia în considerare, însă pentru analize comparative, mai ales dacă noi vorbim de per regiuni, per țări, dar și grupuri de cercetare, astfel de indicatori nu sunt corecți, pentru că numărul de cercetori este diferit, numărul de locuitori, instituții, dacă doriți. Deci, în acest caz, de regulă, se utilizează indicatori relativ, nu absolut. Cum ar fi? Cota publicațiilor de numărul total, numărul de citeri per document, indicele Hirsch, care tot este, de fapt, un indicator relativ, factorul de impact și alții. În cercetarea mea, eu am folosit cota publicațiilor din total. Adică, de ce am folosit anume acest indicator? Dacă aș fi folosit numărul de publicații în dinamică, per țări, asta ar fi un grafic foarte, foarte, foarte mare. Ar fi foarte greu de analizat. Pe când dacă noi luăm numărul total de publicații indexat în Scopus, care sunt transmise în această platformă, ca 100% și vedem care este cota per regiune sau per țări sau nu mai știu eu, tot aceleași 100% le obținem și în anul final care a fost analizat. Deci astfel noi avem pentru toți anii 100%, însă cotele se schimbă de la regiune la regiune. După cum vedeți, aici este tendința de distribuția cotelor per regiune. Și ce este interesant, că timp de 26 de ani s-a schimbat liderul în această cotă de publicație. Dacă în anul 1996 pe primul loc era Europa de Vest și America de Nord, câte 35% era cota totală de numărul total al publicațiilor, atunci aceste cote au scăzut peste 26 de ani. Pentru Europa de Vest cu 9%, pentru America de Nord cu 18%. Deci este o scădere destul de mare. În schimb, vedem că Asia are o productivitate de publicare extrem de înaltă. A crescut extrem. Deci Asia este astăzi pe primul loc. Mai mult ca atât. Dacă este să calculăm, bine, aici este doar cota în total. Această cotă, după cum vedeți, s-a schimbat în 2018. Până în 2018, Statele Unite erau pe primul loc, Marea Britanie pe locul 2, după numărul de publicații și respectiv și cota acestor țări era tot mai mare, evident. Să mergem la următorul. Scuzați. Deci să mergem pe regiune. Și vom începe cu... Deci, aici vedem ce se întâmplă în regiunea Europei de Vest. Deci, primul loc, Marea Britanie, cum ocupa în 1996, tot așa ocupă și în 2021. Însă, această cotă a scăzut cu 4%. Totuși, cineva publică înseamnă că mai mult. Dacă cineva scade, evident că cineva crește. În cazul de față, vedem că Italia arată o productivitate în creștere, cât de strană nu ar părea. Scade destul de esențial această cotă pentru Franța, pentru autorii din Franța, dar și pentru cei din Germania. În creștere, la fel, este și numărul de publicații pentru autorii din Spania. Deci Italia, Spania sunt în creștere, în timp ce Marea Britanie, Germania și Franța sunt în scădere. Deci se mai schimbă câte ceva în regiune. Mergem la următoarea regiune, regiunea Americii de Nord, unde sunt doar două țări, Canada și Statele Unite. Vedem că Statele Unite au început să scadă din productivitate în favoarea Canadei. Deci dacă la Statele Unite autorii au publicat cu 4% mai puțin în comparație cu 1996, în Canada respectiv a crescut cu aceste 4%. Nu este o scădere foarte esențială. Mai interesant este dacă ne uităm la regiunea asiatică. Și aici e extraordinar. China, de la 17%, a urcat la 52%. Deci este o productivitate de publicare științifică extraordinară. Deci această creștere, de fapt, influențează știința la nivel mondial
Și anume China dictează, da, începe să dicteze știința, dacă doriți așa să spuneți. Și uitați la Japonia, dacă China a crescut atât de esențial, Japonia de la 51% a scăzut la 9%. Deci este o scădere drastică. Pentru japonezi, cred că, nu știu dacă ei își dau seama ceea ce se întâmplă în regiunea asiatică. Bun, celelalte țări, mai mult, mai puțin, sunt India. Uitați-vă, India, dacă ne uităm pe grafic, cum a fost 12%, așa și au rămas. Însă, de fapt, India, astăzi, dacă ne uităm la numărul de publicații, la nivel mondial, este pe locul 4. Deci, India și China acum sunt foarte, foarte activi în domeniul cercetării, în știință. Europa de Est. Bine, aici Republica Moldova nu este. Noi aveam un procent atât de mic la nivel regional că nu a avut niciun rost să indic. Bine, scopul cercetării a fost altul puțin și de asta nu. Bun, vedeți că în Rusia a fost o scădere destul de esențială până în 2012. Dacă nu greșesc, reforma cercetării în Rusia, anume chiar în această perioadă, a avut loc. Și necătând la toate criticile care au avut loc acolo în această perioadă, da, începând cu 2012, a început să crească această cotă. Bun, în ultimul an, ultimii 2 ani puțin a mai scăzut, dar de la 42 a scăzut la 25, după care a crescut la 37%. Polonia, de la 16, a crescut până la 23 în 2006. Probabil atunci când ei erau candidați în a fi membri a Uniunii Europene, au avut finanțări mai masive, probabil, cred eu. Deci asta e cu totul altă cercetare, ar trebui examinată și cercetată ce a influențat aceste schimbări și aceste scăderi, creșteri și așa mai departe. Deci, actualmente Polonia are 18%, dacă comparăm cu 1996, nu este o creștere prea mare, doar cu 2% în final. A scăzut puțin la Ucraina de la 8% la 6%, bun, de la 3% la 5% a crescut pentru România, exact, care a ratat în 2011 8%, ceva mai mult decât actualmente. Dar mai interesant este să ne uităm iată ce se întâmplă în Rusia și Polonia în această, pentru regiunea respectivă. America Latină. Bun, nu sunt așa de vădite, să zicem așa, în schimbările. Totuși, Brazilia și-a mărit cota publicațiilor științifice de la 37% la 46%, deci cu 9% a crescut, a scăzut cota publicațiilor pentru Mexico, deci de la 20% la 16%, dar și pentru Argentina de la 17%, ceea ce este mai vădit, până la 8%. Deci 9% le-a pierdut, zicem așa. Și este interesant că a crescut pentru Columbia. De la 3%, Columbia a crescut la 9%. Noi întotdeauna avem așa o percepție a acestui stat cumva ambiguă, dar cum vedem, a început să probabil să facă cercetare și lecție. Bun, și o ultima regiune este Orientul Mijlociu. Foarte interesantă distribuție și dinamică. Israelul de la 50% a căzut până la 10%. Deci a scăzut productivitatea în Israel a autorilor cu 40%. Însă, Iranul de la 4% a crescut la 28%. Deci, da, e altă întrebare. Ce cercetări fac ei? Da? Mai ales că în 2011 au fost 35%. Mai mult că atât. Irak, care avea 0,4%, a crescut de 15 ori. Da, e mai 6% de fapt în ultimul an care a fost analizat. Doar 6%, dar a crescut de 15 ori. Vă închipuiți. Ce tendințe.
Bun, am crescut și Arabia Saudită de la 9% la 17%. Și cam asta sunt acele care noi le observăm, ce a crescut și asta. Dar pe lângă analizele per regiune și la nivel mondial, este interesant să vedem ce se face și la nivelul domeniilor științifice sau ramurilor științifice. Deci asta este un alt indicator, să vedem cum se mișcă știința în interior per domeniu. Iată aici, da, nu știu dacă se vede fetele dumneavoastră, avem lista subiectelor de cercetare conform SCIMAG-ul sau SCOPUS și am indicat care a fost cota per aceste tematici în 1996 și 2021. Observăm că medicina, domeniul medicinei, cum a fost în top atunci, în 26 de ani, tot în top a rămas. Deci, prima coloniță este 1996 cota, a doua coloniță este 2021, dar a treia cota este rata de creștere. Deci, rata de creștere, cum se calculează? Deci, valoarea finală minus valoarea inițială și acea valoare care se obține se împarte la valoarea inițială. Deci, am indicat aici formula ca să fie clar cum a fost calculată rata de creștere. Observăm, de fapt, că este și o scădere destul de măricică pentru domeniul medicinii, deci scade această cotă. Ingineria este pe locul 2 și atunci și acum, dar la fel scade. A scăzut destul de esențial numărul de publicații pentru biochimie, genetică și biologie moleculară. Fizică și astronomie tot a scăzut destul de esențial de la 9,6% până la 6,8%. Știința materialelor a mai scăzut puțin, dar avem în creștere destul de esențial de aproape două ori științe sociale. Științele mediului, știința calculatorului a crescut bine. Mai este în creștere și ingineria chimică. Dar e mai interesant este să vedem ratele de creștere. Deci în următorul slide am indicat graficul ratelor, acestor rate. Și vedem că cel mai mult crește, de fapt, numărul publicațiilor în publicații multidisciplinare. Dar și în economie, econometrică și finanță, în energetică, științe sociale, științele mediului, luarea deciziilor, business management și contabilitate, ei, și așa mai departe. Deci, dar cel mai mult scade, iată, fizică și astronomie, biochimie, genetică și biologie moleculară, farmaceutică, toxicologie, neuroștiință, chimie și mai departe. Deci vedem că încep să crească mai multe publicații, să sunt taxate pe om, pe omocentrism, aș spune eu. Societate. Da, pe societate, exact. Deci, în concluzie, bibliometria este un instrument care aplică metodele matematice și statistice pentru surse de comunicare și aplicarea acestor metode bibliometrice în analiza literaturii științifice oferă posibilitatea de a studia și analiza tendințele de dezvoltare a științei. Datele bibliometrice cu acces deschis, gratuit, accesibile pe portalul SCIMAG care l-am arătat, care preiau date din SCOPUS, permit efectuarea acestor analize scientometrice. Știința, în genere, este un sistem dinamic, neliniar, după cum am văzut, deci se schimbă din regiune în regiune și crește, scade la nivel global și la nivelul țărilor, în interiorul regiunilor. Este diferită această dinamică și este în permanentă schimbare. S-a constatat că la nivel global regiunea asiatică joacă un rol din ce în ce mai important și cercetătorii chinezi sunt foarte productivi, activi. Analiza dinamice de dezvoltare științei în diferite domenii în baza rate de creștere a numărului de comunicări științifice a fost arătat și a fost arătat că tendința științei moderne este antropocentrismul. Și rata de creștere este considerată în ultimii 26 de ani în științele economice, sociale și umaniste. Vă mulțumesc pentru